Bună ziua, dragii mei! Fiecare dintre noi avem anumite caracteristici dictate într-o oarecare măsură și de semnul zodiacal sub care ne-am născut. Oare tu te regăsești? Pentru rac, sexul și dragostea merg mână în mână. Probabil faza de curte este cea care subliniază cel mai mult calitățile racului. Decis să-și asume succesul acasă cu orice preț, racul va continua să-și împlinească persoana iubită până când aceasta din urmă cedează la farmecul său. După ce și-a cucerit prada, își va arăta tot devotamentul și dragostea, acoperindu-și partenerul cu atenție și făcându-se mereu disponibil și pregătit. Marea sa sensibilitate îl face să experimenteze fiecare tip de emoție într-un mod foarte intens. Ca urmare, cei care pot înțelege pe deplin profunzimea sentimentelor sale și pot împărtăși cu el bucuriile universale ale iubirii, sunt bineveniți. Întâlnirea sexuală cu un născut sub semnul racului începe ca un dans lent, romantic și tandru, dar odată ce gheața este ruptă, actul de dragoste se transformă într-un tango înfocat și pasionat. În timpul actului sexual, racul pare să-și elibereze toată încărcătura emoțională și pasională, care se manifestă sub forma imaginativă și implicând mereu spectacole. Intuiția sa infailibilă îi permite să înțeleagă pe deplin care sunt dorințele partenerului și acest lucru contribuie la a-l face un iubitor excepțional. Pentru rac, sexul și dragostea merg mână în mână. În consecință, în același mod în care el caută securitatea familiei și căldura în relațiile romantice, chiar și în timpul întâlnirilor sexuale se simte această dorință de protecție. Cei care reușesc să inspire un sentiment total de securitate se vor bucura de încărcătura sa sexuală excepțională. În domeniul sentimental, racul are nevoie de un partener care să știe să evalueze cu atenție fiecare situație, care nu este impulsiv și care își împărtășește inclinația pentru viața de familie, unde se simte protejat de căldură și afecțiunea celor dragi. Întotdeauna foarte încrezător în intimitatea mediului său de origine, racul arată de asemenea o anumită securitate atunci când se găsește în rândul oamenilor. Cu siguranță, iubitul ideal este cel care reușește să șepteagă pe deplin nevoile și nevoia lui de securitate și care îl poate stimula atunci când tinde să se ascundă în carcasa sa de protecție. Împărtășirea spațiului de acasă cu un partener iubitor și de încredere este probabil principala aspirație a racului.